Fiți binecuvântați în numele Domnului Isus Hristos. Mă așteptam să ziceți amin. amin. Ok, fiți binecuvântați în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Ok, ce ziceți dacă cultivăm acest amin? E greu? E frumos, e modul în care răspundem. În timp ce ne trăim viața, Aici, în vremelnicia noastră, nu de puține ori suntem oripilați de agenda agresivă a comunității LGBT și puneți dumneavoastră ce mai vreți după aceea, care încearcă cumva să corupă societatea noastră, apelând în sensul acesta la sistemul medical, cel de educație, legislativ, mass media, pentru a schimba uzanța unor termeni perspectiva și comportamentele umane, și în timp ce facem lucrul acesta, se prea poate să pierdem din vedere faptul că noi înșine trăim propriile noastre păcătoșenii rafinate, de altfel subtile, pe care ne permitem să le numim tolerabile. Acceptabile. Dar citim în Biblie că vulpile mici sunt cele care strică floarea viei, via floarei, floarea viei. Pă, a. Și în timp ce suntem așa de preocupați de tot ce se întâmplă în jurul nostru, de ce fac marii corupți, cei din lumea interlopă, cei care întind capcane adolescenților pentru ca aceștia să, vină, să devină dependenți de droguri, de alcool, de tutun, se prea poate să pierdem din vedere că e foarte posibil ca noi înșine să trăim o viață duplicitară în domenii care cumva nu ni se par că sunt chiar atât de grave, și totuși, din perspectiva sfințeniei lui Dumnezeu sunt tot atât de destructive. Dar Dumnezeu ne-a scos din robia păcatului, ne-a făcut într-un anume fel de nerecunoscut și El este Cel care va face tot ce depinde de El ca noi să devenim acei oameni care să semănăm tot mai mult cu tipul lui Dumnezeu. Și El ne promite în cuvântul Său că tot ce începe în viața noastră duce Până la bun sfârșit. El nu se oprește niciodată la jumătatea drumului. Atunci când am fost mântuiți, atunci când am crezut în Domnul Isus Hristos că este unica soluție a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, când am experimentat nașterea din nou, Biblia ne spune că, prin credință, am fost socotiți, sfinți, adică puși deoparte pentru Dumnezeu. Și din acel moment. Noi am trăit o viață nouă, realizând că am fost cumpărați cu un preț extraordinar, cu prețul sângelui Domnului nostru Isus Hristos. Dar în timp ce suntem socotiți, neprihăniți prin credință, același Dumnezeu care a făcut această lucrare în noi ne cheamă să trăim o viață diferită. Pentru că omul nou are o inimă nouă. Și noi am devenit acei oameni noi prin credință, și minunea minunilor care s-a întâmplat în viața noastră a fost aceea că Dumnezeu ne-a dat o inimă nouă. Dar, subtil, în lumea noastră și câteodată chiar și în lumea creștină, am reușit să înlocuim limbajul biblic cu privire la păcat. Acel ceva ce este de fapt foarte grav în ochii lui Dumnezeu, în ceva ce a devenit acceptabil, mai ușor de primit. Ceva ce nu ni se mai pare atât de grav. Așa se face că oamenii care comit adulter sau curvie, li se spune, au avut o aventură amoroasă. Factorii decidenți nu mai fură, ci comit o fraudă câteodată, chiar și în lumea noastră, în lumea noastră evanghelică, cumva păcatele au dispărut și au fost asociate mai degrabă cu cei din lume, cu cei din afară și nu cu noi. Ei, cei de afară, ei fac avorturi, ei practică homosexualitatea, ei ucid, ei consumă alcool, droguri, tutun, ei, ei sunt păcătoși. Aia de acolo. Și ne este foarte ușor să ne transformăm între, în niște moraliști care condamnă cu vehemență păcatele altora în timp ce devenim foarte indulgenți cu păcatele noastre, precum bârfa, mândria, invidia, amărăciunea, pofta, îmbuibarea și așa mai departe și în loc să oferim loc cultivării roadei Duhului Sfânt în viața noastră, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare și așa mai departe, ne preocupăm de ce fac alții și încercăm să zugrăvim cât se poate de negru ce fac alții ca cumva să trecem cu vederea slăbiciunile noastre. Și iată, foarte preocupați de păcatele societății. Și suntem foarte vocali pe, pe social media, când este vorba de ce fac alții, de grozăviile altora, ale celor de afară. Dar nu ne mai tulburăm de păcatele Sfinților, adică de păcatele noastre, de păcatele celor care au fost puși deoparte. Și asta duce la anestezierea conștiinței noastre și la o trăire care nu-L mai cinstește pe Dumnezeu. Așa se face că începând cu duminica aceasta, pentru cinci duminici, o să încercăm să demascăm câteva din păcatele astea tolerabile din viața noastră. Ca apoi, după ce vom lansa nouă sezon spiritual în 17 septembrie, să abordăm cartea Apocalipsa. Interesant, nu? Ne pregătim pentru asta. Și când avem în vedere de demascarea păcatelor, pentru că avem doar cinci duminici, o să trebuiască să alegem doar câteva dintre ele, astăzi vom începe cu lipsa evlaviei. O să încercăm să ne uităm la îngrijorare și frustrare, la mândrie, la atitudinile critice, la invidie, gelozie. Dar haideți pentru început să Luăm unul dintre ele, lipsa evlaviei. La ce vă gândiți când auziți cuvântul acesta? Evlavie. Nu e așa că e destul de dificil de explicat ce e evlavia? Are ceva de-a face cu mediul religios, dar nu întotdeauna ne este la îndemână definirea conceptului, cuvântului. Am să simplific lucrurile și să spun că evlavie are sensul de devotament, dedicare pentru Dumnezeu, având ca rezultat o viață plăcută lui, o viață care îl onorează pe el. Iată ce spune Dexu despre cuvântul acesta evlavie, sentiment religios manifestat printr-o crupuloasă îndeplinirea practicilor bisericești cu cernicie. Iar sensul figurativ este acea comportare respectoasă și admirativă față de cineva sau ceva. Așa că am putea spune că Evlavia descrie atitudinea noastră de devotament pentru Dumnezeu, o trăire demnă care duce la dezvoltarea unui caracter evlavios, caracter care începe să semene cu caracterul lui Dumnezeu, care seamănă cu caracterul Domnului nostru Isus Hristos. Și haideți să ne uităm la câteva pasaje din Biblie care vorbesc despre Evlavie, în speranța că ele ne vor ajuta. O să încep în ordinea cărților, așa cum sunt ele scrise în Biblie și unde găsim. Uh, ideea aceasta. Sigur că nu este o abordare exhaustivă, mai sunt și alte versete pe care eu n-am să le enumăr aici. Încep cu psalmul 12 cu versetul 1. Este o rugăciune a cuiva, a psalmistului care spune așa vină un ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși pier credincioșii dintre fiii oamenilor. Asta e durerea psalmistului se duc oamenii evlavioși, cărora el le spune credincioși. Suntem la timpul nostru de părtășie la cartea Osea. Și interesant, în cartea aceasta pe care noi tocmai am încheiat-o astăzi de citit, apare cuvântul Evlavie. În capitolul 6, versetul 4, Dumnezeu vine să-l mustre pe poporul său și iată cum îi zice, ce să-ți fac Efraime? ce să-ți fac Iuda? Evlavia voastră este ca norul de dimineață, ca roa care trece curând. E ceva superficial, ceva ce nu se dezvoltă în profunzime, este ca roa de dimineață. Și acum mă mut la în Noul Testament și iată-l pe Apostolul Pavel, care în mod special în epistola către Timotei, excelează prin a folosi cuvântul acesta. Și el ne învață să ne rugăm. Și iată cum ne spune el, printre altele să ne rugăm. 1 Timotei, capitolul 2, citesc versetul 2 și apoi versetul 10. Să ne rugăm pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită și observați cum continuă versetul. Cu toată evlavia în toată cinstea. Să ne rugăm ca cei ce conduc țara noastră să creeze climatul, atmosfera necesară ca noi credincioșii să ne ducem o viață de evlavie. Și apoi se spune ceva despre femei, despre femeile credincioase. Să se îmbrace într-un mod cuvincios, și acum citesc versetul 10, cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și acolo este un contrast pe care îl creează Apostolul Pavel. Femeile evlavioase și femeile care se îmbracă într-un mod care atrag atenția, prin care atrag atenția asupra lor. Tot în Timotei. De data asta, în capitolul 4, versetele 7 și 8. Ferește-te de basmele lumești și băbește, bancurile, vorbele cu două înțelesuri, dar vorbele ușuratice, caută să fii evlavios, caută. Căci deprinderea trupiască este de puțin folos. Pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum, dar și a cele viitoare. Și tot în Timotei, în 1 Timotei, capitolul 6, Citez de aici câteva versete: 3, 5, 6 și 11. Versetul 3. Dacă învață pe cineva, cineva pe oameni, învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la Evlavie. Există o învățătură care te conduce la Evlavie. Se pare că există și reversul, nu? Versetul 5. Zadarnicele ciocniri de vorbire ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, interesant, și care cred că Evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Versetul 6. Negreșit, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Iar tu, om al lui Dumnezeu, versetul 11, fugi de aceste lucruri. Caută, și este o listă de lucruri pe care trebuie să le căutăm, neprihănirea sau dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Ne mutăm la cea de-a doua epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 3, versetele 4 și 5 și Pavel descrie aici vremurile sfârșitului, și el spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de Evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de acești oameni. Ne același autor, Apostolul Pavel, îi scrie lui Tit că am fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Și ce face harul acesta în viața noastră? Capitolul 2, versetul 12. Și ne învață să o rupem cu păgânitatea, cu trecutul, da? Și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și, din nou, Evlavie. 1 Petru, capitolul 3. Ne mutăm la un alt apostol, da? Capitolul 1, scuzați-mă, versetul 3 și apoi 6 și 7. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Și acum versetele 6 și 7 este o listă de virtuți pe care ar trebui să le cultive credinciosul în viața lui. Și iată cum spune aici Petru, cu cunoștința uniți în frânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea, Evlavia. Și apoi versetul 7, cu Evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Mă mut în cea de-a doua epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 11, și ăsta e ultimul verset din șirul acesta de versete pe care le-am adus în atenția dumneavoastră. Deci, e o concluzie pe care o, Petru o trage spre sfârșitul epistolei sale. Deci, Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Ei bine, versetele astea sper să ne ajute să avem cât de cât o perspectivă biblică cu privire la Evlavie. Evlavia are ca sursă puterea lui Dumnezeu. Este, de, este determinată pe de o parte de învățătura pe care o primim, de cunoașterea adevărului și ține de trăirea noastră practică, fiind o trăsătură foarte importantă de caracter. De fapt, Evlavia are de-a face cu maturitatea noastră spirituală, cu maturitatea noastră a credincioșilor. Dar, în această dimineață, vreau să mă ocup un pic despre lipsa evlaviei. Un păcat tolerabil. Dați-mi voi să vă întreb, când ați discutat dumneavoastră ultima dată în familie, în familia dumneavoastră sau în grupul mic din care faceți parte, despre lipsa evlaviei? Vă amintiți când ați vorbit ultima dată despre subiectul ăsta? Probabil că răspunsul este în dreptul unora never, niciodată. De ce? Pentru că E ceva la periferie. Vedeți, Domnul ne cheamă la El, așa cum suntem. Și noi venim cu trecutul nostru. Și lista păcatelor este evidentă atunci când citești Noul Testament. Da, curvia, prea curvia, poftele, dezmățul, certurile, zavistiile, adică invidiile, bârfa, lăcomia și așa mai departe, o groază, neiertare, amărăciunea. Și venim încărcați cu toate astea la Dumnezeu. Și ce frumos este că atunci când ne mărturisim păcatele, când venim la crucea lui Hristos și ne pocăim, Biblia ne spune că sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Wow, ce experiență! Ce înălțător este! Dar cumva eu asociez imaginea asta cu momentul acela când te apuci să repari o casă dărăpănată în care n am mai locuit de mulți ani cineva și unde unii chiar s-au dus și au, dușat, au toate gunoaiele din cartier. Ce faci prima dată? Te duci cu utilaje, nu-i așa? duci cu o echipă întreagă de muncitori și escavezi și scoți mizeria aia și la un să spui mască la, la, nas pentru că miroase urât, e greu. După ce ai escavat și ai scos tot molozul acela afară. Încep să repari. Și pe ce ai reparat, te ocupi de lucrurile de detaliu. De obicei cheltui mai mulți bani acolo decât în construcția de până atunci. Și vine ziua când în final te muți în casa aia. Și, wow! Miroase frumos. vopseaua ai proaspătă. Mobilierul e nou. Parcă nici n-ai vrea să te atingi de ce este acolo. Dar după o zi, două, trei, o săptămână, o lună, vei fi surprins că ți apar în colțuri niște paianjeni. Și în casa împăratului, zice Biblia, că apar ăștia. Și pe masa ta din sufragerie se așează firicele de praf. Și în toate corțurile casei încep să găsești mizerie. Și ce faci după aceea? Te apuci să întreții curățenia, nu așa? Și ștergi praful. Eu întotdeauna sunt surprins când mă duc în locul unde soția mea are toate substanțele chimice, caut ceva, dar am găsit un cuib de viespi în, în, curtea noastră și una m-a însepat urât, m-am dus repede, știam că aveam un spray de insecte. Am deschis ușile și au vreo 30 de chestiuni acolo. Și m-am întrebat, de ce ar fi trebuit în atâtea? pentru cei una, pentru cei alta. Altă dată am căutat să vreau să-l spun ceva la mașină și am auzit și eu că Mr. Proper face minuni. Și am zis, trebuie să-l găsesc. Prin 30 de alea, unde să-l găsești pe Mr. Proper? O sunt pe el, de ce nu mai avem? S-a terminat. Bun, dar, ok, dar toate alea, pentru ce sunt? O, oh, răspuns a fost, toate au o întrebuințare. Și îți trebuie 30 de bucăți, cu 30 de nume diferite, da. Fiecare e pentru ceva. De ce? Pentru că ne place casa noastră, hainele noastre, toate colțurile să fie curate. Și ce bun suntem noi la lucrul ăsta. Și felicitări pentru orice casă îngrijită. Dar, dragii mei, la fel stau lucrurile cu sufletul nostru. După ce a venit Dumnezeu cu buldozerul și a scos de acolo păcatele la grosiere și le-a dat la gunoi și a început. Să repare viața noastră și să înceapă să semene cu Hristos. Încep, încetul cu încetul, să apară pe la colțuri, pe la periferia trăirilor noastre chestiuni tolerabile. A, ai mai bărfit un pic. Nu e nicio problemă. Tatăl bărfește. Și ce dacă ai înjosit pe fratele tău care nu e acolo sau pe ta, care știu eu nu știu pe unde este. E ok. Toată lumea o face. nu e așa? E o problemă că bârfești? Oh, e un păcat tolerabil. E o problemă că ne lipsește evlavia? A, ah, dar Biblia nici nu vorbește foarte mult despre ea. Și totuși, putem spune că lipsa de evlavie și răutatea, nedreptatea, nu reprezintă același lucru. Așa, că se, așa se face că putem fi un cetățean admirabil, respectabil și totuși un om neevlavios. Și acum vreau să citesc un verset pe care mă aștept că mulți dintre dumneavoastră îl știți, dar o să-l citesc din două traduceri. Pentru început, din traducerea Cornilescu Romani, 1 cu 18. Iată ce spune cuvântul Domnului. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri spune traducerea Cornirescu, or, oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul nelegiuirilor lor. uitați-vă în traducerea nouă, NTR, noua traducere în limba română. Căci mânia lui Dumnezeu să descopere din cer împotriva oricărei lipse de evlavie. Wow! Mânia lui Dumnezeu este o reacție a sfințeniei sale la păcat. Și cu alte cuvinte, când citesc versetul acesta, îmi spune că Dumnezeu, care este drept, care este sfânt, are o reacție față de lipsa de Evlavie. Și această reacție este mânia lui. Așa se manifestă ea. Căci mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei lipse de Evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care năbușe adevărul în nedreptate. Iată că lipsa evlaviei este de fapt ceva ce ține de atitudinea noastră față de Dumnezeu. Ce putem spune despre un ateu sau o persoană nereligioasă? Cu siguranță putem afirma, persoana aceasta este neevlavioasă. Dar oare este posibil ca un credincios de astăzi, de aici, din adunarea noastră, Moral, care crede în Dumnezeu, oare este posibil să fie neevlavios? Ce ziceți? Din păcate, răspunsul este afirmativ. Da, din păcate, sunt mulți care sunt neevlavioși. Și acesta devine unul dintre păcatele tolerabile. Lipsa de Evlavie poate fi definită ca. O trăire a vieții noastre zilnice, fără a avea considerație față de Dumnezeu, fără sau cu foarte puțină băgare de seamă în legătură cu părerea lui Dumnezeu despre noi, cu perspectiva Sa manifestată în voia Sa, cu slava Sa sau cu faptul că depindem de El. Așa că puteți vedea, deci, ușor că o persoană poate trăi o viață respectabilă și totuși să-i lipsească evlavia. În sensul că, de fapt, Dumnezeu pentru acea persoană este irelevant în viața de zi cu zi. Putem să ne trăim viața cum vrem noi. Poate suntem prietenoși, amabil, gata să ajutăm pe alții, Însă Dumnezeu lipsește din gândurile noastre. Sau poate că participe astăzi la slujba aceasta, două ore din viață, o oră și jumătate, dar după aceea te duci acasă și trăiești viața ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Acesta este un semn că suntem neevlavioși. Acum, partea tristă este că sunt mulți care își trăiesc astfel viața. Unii care poate chiar își citesc Biblia dimineață la timpul lor de părtășie, își fac o rugăciune ca apoi să se ducă spre activitățile zilnice și să trăiască ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Iată ce spune Iacov despre omul care trăiește neevlavios, omul care face planuri fără Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, versetele 13 până la, și până la 15. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Iacov aici nu condamnă pe cei care fac planuri. Nu condamnă pe cei care vor să-și dezvolte o afacere. Nu asta e problema. Ceea ce condamnă Iacov aici este că oamenii fac planuri fără Dumnezeu. Nu în dependență de Dumnezeu. Aleg să se ducă în țara X sau Y, dar n-au stat de vorbă cu Dumnezeu. Se trezesc că au ajuns acolo, dar n-au nicio biserică, n-au niciun credincios. Singurul obiectiv este să facă bani, spre exemplu. Sau te duci la facultatea X sau la facultatea Y, dar n-ai avut un timp în care să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-l întrebi: Doamne, care este scopul tău cu viața mea? Ce ai vrea să fac? Pentru că eu oricum vreau să mă pun la dispoziția ta și printr-o educație bună la care am acces. Vreau ca tu să fii glorificat. Pavel le scrie credincioșilor din Colose. Am avut recent cartea aceasta, Coloseni, capitolul 1, versetele 9 până la versetul, versetele 9 și 10. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Iată ce rugăciune frumoasă îți face Pavel și să cerem ca să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și iată care e rațiunea pentru care, pentru care el face rugăciunea asta. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Remarcați cât de centrată pe Dumnezeu este rugăciunea aceasta. Este o rugăciune care îl are pe Dumnezeu în centru. Pavel dorea ca credincioșii din colose să fie evlavioși. Țineți minte, credincioșii din colose nu erau niște super credincioși, erau oameni obișnuiți ca mine și ca dumneavoastră, trăind vieți obișnuite în mijlocul unei culturi ca cea de astăzi, poate mai păcătoasă decât a noastră. Și cu toate acestea, Pavel așteaptă de la ei ceva și se roagă în sensul acesta că ei să trăiască o viață de evlavie. Dar Pavel ne învață că întreaga noastră viață trebuie trăită în prezența lui Dumnezeu și să-i fim plăcuți lui. Remarcați, de exemplu, ce îi sfătuiește pe Robi din Colose, da? N-am avut, doar câteva săptămâni în urmă am avut textul acesta. Și este foarte posibil ca o bună parte dintre credincioșii din Colose să fi fost Robi. Iată cum, cum le spune el să se poarte cu stăpânilor, da? Robilor. Coloseni, capitolul 3, versetele 22 până la 24 ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice face, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Asta e ideea centrală a Evlaviei. Orice fac, fac pentru Domnul. Sfatul său este a lucra din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Oare câți credincioși de astăzi se străduiesc ca în viața lor de zi cu zi, în afacerea lor, la școala lor, în cariera lor, în familia lor, să aplice? acest principiu. Tot ce fac, fac ca pentru Domnul. Cum ar te-ar vedea colegii tăi când ți-ai practica meseria din perspectiva asta? Da, dar când îți jignești colegii sau angajați și folosești etichete, de fapt atunci suntem neevlavioși. Oare când noi lucrăm doar pentru a câștiga bani, pentru a urca pe o anumită poziție ierarhică, fără să avem în vedere că noi suntem acolo să-L reprezentăm pe Hristos, oare ce spunem celor din jur? Iată, Pavel zice, bisericii din Corint, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul, asta e surprinzător, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Totul înseamnă simplu, totul, da? Absolut totul pentru slava lui Dumnezeu. Nu trebuie să mâncăm doar pentru slava lui Dumnezeu. Mă rog, partea asta cred că ne place celor mai mulți, da? Să mâncăm, mă refer. Ce trebuie să mâncăm pentru, spre slava lui Dumnezeu. Cum o fi aia? Vă las pe dumneavoastră să descifrați. Ce trebuie să ne conducem și mașina spre slava lui Dumnezeu? Hmm, eu am o problemă cu asta. Trebuie să facem cumpărăturile zilnice pentru Slava lui Dumnezeu. Trebuie să ne relaționăm unul la altul spre Slava lui Dumnezeu. Totul trebuie făcut doar spre Slava lui. Asta, acestea sunt caracteristicile unui eu evlavios. Dar oare ce înseamnă să facem totul spre Slava lui Dumnezeu? Simplu, mănânc, conduc, îmi fac cumpărăturile, afacerea, munca mea, mă implic în toate relațiile sociale cu un dublu scop. Primul dintre ele, tot ce fac să fie pe placul Domnului. Este ca și cum l-aș avea pe Domnul lângă mine și s-ar uita la ce mă uit eu, și ar conduce ce conduc eu, și ar avea serviciul meu, și s-ar -ar raporta la colegi, la șefi, la angajați așa cum numai El știe să o facă. Tot ce fac să fie spre, să fie plăcut Domnului. Mă rog, mă rog din această perspectivă, Doamne, încep o nouă zi. Aș vrea ca tot ce voi face astăzi să fac pentru să-ți fie plăcuție. Îmi Am amintesc anul trecut, pe vremea asta, am plecat, a trebuit să ajungem în Cehia la o întâlnire și, mă ne-am dus cu mașina și am făcut o rugăciune cu Nelly înainte de a pleca de acasă, da? Și printre altele ne-am rugat și am spus, Doamne, te rugăm frumos, cu oricine ne întâlnim, cu oricine vorbim, cu oricine interacționăm, fă-ne o binecuvântare. Mă rog, în Cluj ni s-a aprins un bec roșu care a clipit în bord, cineva ne-a spus că mai putem merge cu mașina, în Viena s-a aprins de tot și n am mai putut conduce mașina. Na, ce te faci? Doamne, dar noi ne-am rugat, noi ne-am rugat ca să fim o binecuvântare. Cum putem fi binecuvântare? Și lucrul ăsta s-a întâmplat cu cineva care era cu noi și era mecanic auto. Și ne-a zis, lăsați mașina la mine, urcați pe tren, găsim pe cineva să vă ducă la tren, vă duceți din Viena până la Malenoviț în Cehia și când vă întoarceți, luați mașina. Cu bagaje, tren, mai luăm pe un alt om. Doamne, noi ne-am rugat să fim o binecuvântare. Zic, stai așa, că mai sunt câțiva români care vin. Poate unul dintre ei are loc. Îl sun pe Titus. Titus, unde ești? În Viena beau o cafea. Wow. Titus, nu știu dacă îți dai seama că Domnul vrea să te folosească asta. Asta e arta manipulării creștine, da? Zic, uite, am rămas. Fără mașină, ne iei cu noi? Da. Urcăm în mașină. Primul lucru pe care ne-l zice Anca, soția lui, când am plecat de acasă, am făcut o rugăciune și am zis așa: Doamne, fă ne o binecuvântare. zis Anca, pe tine, Domnul, te-a ascultat, pe noi nu. <laughs> Voi sunteți o binecuvântare pentru noi și au fost o binecuvântare pentru noi. Și mecanicul care, mă rog, ne-a reparat mașina. Să trăiești viața din această perspectivă. Tot ce fac să fie pe placul lui Dumnezeu. Oh, asta înseamnă viața evlavioasă. Al doilea lucru, Dumnezeu să fie onorat înaintea altora. Iisus spunea tot așa, Matei 5 cu 16, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Gândește-te, te rog, în felul următor. Dacă toți cei care intră în legătură cu tine într-o zi obișnuită știu că tu crezi în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, oare ce ar vedea ei în cuvintele tale, în acțiunile tale, oare n-ar fi ceva care de fiecare dată l-ar onora pe Dumnezeu? Un indicator și mai clar al tendinței noastre de a fi neevlavioși este. Dorința noastră aproape inexistentă de a dezvolta o relație intimă cu Dumnezeu. Dumnezeu e acolo, în lumea lui, noi aici avem probleme serioase, ce treabă are el cu mine. Și când nu, e, când nu mai există acea tânjire după prezența lui, după comuniune cu el, de fapt începem să trăim o viață lipsită de Evlavie. Iată ce spune Psalmul 42. Cum se roagă aici, psalmistul. Îmi place rugăciunea asta. Cum dorește un cer bizvoarele de apă. Așa te dorește Sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. După Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui? În Psalmul 63, ni se spune în versetul 1 că tânjesc după tine ca un pământ uscat și fără apă, care dorește apa aceea. Doresc să locuiesc tot timpul, zice psalmistul, în prezența ta și să privesc la frumusețea sa. Împărtășești tu aceleași dorințe. Rețineți, cineva poate fi moral și integru și chiar implicat în slujirea creștină. Și cu toate acestea, să nu ardă după intimitatea cu Dumnezeu. Și acesta este un indicator al lipsei Evlaviei. Poate că merită să mă întreb în această dimineață: în ce măsură sunt eu neevlavios? Cât din viața mea trăiesc fără a mă gândi la Dumnezeu? Cât de multe din activitățile mele zilnice sunt desfășurate fără niciun fel de consultare cu Dumnezeu. Să știți că păcatul de temelie al omului este lipsa de evlavie, un păcat care stă la rădăcina tuturor chiar mai mult decât la păcatul mândriei. Gândiți-vă de exemplu ce s-ar întâmpla cu mândria noastră dacă am trăi orice zi conștientizând că tot ce suntem, tot ce avem, tot ce realizăm, este doar harul lui Dumnezeu. Oare păcatele limbii, cum ar fi bârfa, sarcasmul și cuvintele rostite fără dragoste sau împotriva altei persoane, mai pot înflori în inima unui om care este conștient că orice cuvânt nefolositor va fi judecat într-o zi de Dumnezeu? păcătuim cu limba pentru că suntem neevlavioși. Nu ne gândim să ne trăim fiecare moment al vieții noastre în prezența lui Dumnezeu care vede totul și aude totul pentru că suntem neevlavioși. Și toate păcatele acestea zis tolerabile până la urmă și au rădăcina în lipsa evlaviei. Și atât ce spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, caută să fii evlavios. Sau altfel spus, antrenează-te să fii evlavios. Cultivă evlavia. Cum fac lucrul ăsta? În primul rând, conștientizând, sursa evlaviei este Dumnezeu. Eu nu pot să-mi creez evlavie. Dumnezeu este sursa evlaviei mele. Recitesc 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia și face lucrul acesta prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești după ce ați fugit de strigăciunea care este în lume prin pofte. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dragul meu, reține acest lucru. Puterea care ne schimbă în mod radical nu vine din eforturile noastre de a fi buni, ci de la Dumnezeu care împlinește voia Sa în viața noastră. Pentru că dacă noi vrem să-i placem lui Dumnezeu prin noi înșine, ajungem la legalism și mai devreme sau mai târziu o să spunem ca Apostolul Pavel că binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Al doilea lucru, când cultivăm Evlavia, țineți minte Evlavia izvorăște dintr-o învățătură sănătoasă. 1 Timotei capitolul 6, versetele 3 până la 5. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Vă rog să subliniați asta în Biblie dumneavoastră. Dacă aveți telefon, e mai greu. Nu spargeți ecranul, dar Veți alte modalități acolo, da? Învățătura care duce la evlavie. Da, există o învățătură care duce la evlavie și orice altceva care nu te conduce la evlavie, este o învățătură falsă, este o învățătură nebiblică. Dacă cineva toată ziua caută în Biblie versetele la care să-i dea voie, dacă cât alcool poate bea, dacă poate divorța sau nu poate divorța, dacă își poate permite să trăiască într-un păcat sau altul, dragul meu, acela este un om care nu vrea să cultive învățătura sănătoasă. Dacă îți place învățătura aceea în care tu te tragi de șiret cu Dumnezeu, a, El e prietenul meu, până dimineața, Doamne, ce face astăzi, și pierzi în vedere că El este un Dumnezeu sfânt, da, El este aproape de cel cu inima smerită, El este lângă noi, dar El nu este unul dintre noi, El nu este vecinul de la parter sau de la etaj. Îl tratez așa ca pe un muritor, El este Dumnezeu învățătura care te conduce să ai o asemenea imagine despre Dumnezeu este o învățătură greșită. Este o învățătură nebiblică, este o învățătură care nu cultivă evlavia. În al treilea rând, evlavia se cultivă. Caută să fie evlavios, nu 1 Timotei, capitolul 4. Ferește-te de ceva, caută să fii evlavios, cultivă, antrenează-te, practică. Dar este o deprindere pe care o căpătăm Evlavia se cultivă fugind de ceva, de basmele lumești și băbești, de învățăturile nesănătoase, de oamenii plini de mândrie care au tot timpul boala cercetărilor fără rost, certurilor de cuvinte. De acolo se naște pisma, clevetirile, bănuielile rele, zădărniciile și multe alte lucruri care distrug viața spirituală. Da, Evlavia înseamnă fug de ceva, fug de oamenii care cultivă asta, și urmăresc altceva. Urmăresc neprihănirea sau dreptatea, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, lupt, lupta cea bună la care am fost chemat. În al patrulea rând, de Vlavia are motivații curate. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 5 și 6, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care, cred că evlavia este un izvor de câștig. Există așa ziși credincioși care au transformat evlavia într-o formă de câștig. Ei o fac pe evlavioșii înaintea celorlalți, de obicei înaintea oamenilor creduli. Eu, spre exemplu, n-am cum să înțeleg pe predicatorii care orice verset din Biblie și orice meditație o pun, o pun pe Facebook o poză cu ei. Am o problemă foarte serioasă, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Deci în fiecare zi te postez pe tine. Dar hai să zic că ăștia au o problemă și pot eu, la cât mă pricep, să, să cred că au o problemă de identitate. Nu știu cine sunt și atunci au nevoie de asta. Dar apoi urmează sute de credincioși care se uită la această evlavie în care el umple ecranul în poză și are un citat din Biblie, da? Și încep și comentează, da frate, e adevărat, Domnul să te binecuvânteze, amin, aleluia, amin. Și eu mă uit și realizez că unii transformă Evlavia în câștig, îi zvor de câștig, și alții sunt creduli. Să știți că a fi naiv nu este o virtute creștină. Nu? Biblia ne învață să avem discernământ spiritual. Nu ne învață să înghițim totul, ci să trecem prin Scriptură. Și aici am așezat cele 66 de cărți ale Bibliei și judec folosind Scriptura. Da, când eu vreau doar să fiu văzut și apreciat de alții pentru a câștiga un nume sau poate chiar pentru câștiguri materiale, motivația aceea este greșită, mă duce la lipsă de evlavie. Așa că eu vreau să vă invit în această dimineață, ținând cont de faptul că Dumnezeu, El este sursa evlaviei mele, să alegem să ne dăruim Lui. Pentru că foarte ușor s-ar putea să luăm mesajul acesta ca unul în care să constatăm încă o dată neputința noastră și încărcarea cu vinovăție, n-am nicio șansă să plac lui Dumnezeu. Dragul meu, sursa Evlaviei este Dumnezeu. Ați putea spune una amin așa. Și asta înseamnă că eu trebuie să mă asigur că trăiesc o viață dedicată lui. Apoi, voi face alegeri, mâine poimine răspoimine, vreau să mă asigur că în timp ce mă dăruiesc lui, alegerile mele le fac stând de vorbă cu el. Și luând în considerare că se cere și aportul meu, aleg să întreprind și eu ceva, să cultiv evlavia. Rezultatul va fi un caracter evlavios, voi semăna cu Dumnezeu. Voi deveni o persoană matură. Niciunul nu este desăvârșit încă aici, da? Dar suntem într-un proces al desăvârșirii.